Ce băiat, mă. Ce băiat. Ziua lui Eminescu astăzi, băi. Da, adevărat, zic și eu. Da, nu? Că 169 de ani. Ar trebui să vă vorbească cea mai repetentă cunoștința voastră acum despre Eminescu, adică eu. Așa. Și vă spun că astăzi este mai înainte de toate ziua bancnotei de 500 de lei și implicit și ziua lui Mihai Eminescu. Da. Este foarte tare! Mihai Eminescu este pe bani și este și născut în zi de salariu. Yes. Pe data zi de salariu, 15. Nu e Eminescu în lumea asta. Cum să nu fie mai 10 zi de salariu. A ieșit 15 pentru alții. Da? La noi, da. Exact. Da, mai da. Cu avans lichidare? Îți dai seama, da, este. Da. Probabil, da. Zic eu... și eu, ca să zic ceva, nu știu. Da, eu nu chiar știu. Mă ce? Primele versuri care îți vin în cap de Eminescu. Păi stai, bă, îți dai seama că prima oară îmi vine Lucia Furda. Vreau să zic ceva mai complicat, yeah. Nu știu ce. Hai, mai bine citește stai, stai să termin, da, stai să termin știrea asta și pune-ți pe... După aceea zic bine. Niște lăsă, da? Bine. Chiar mă gândeam astăzi de dimineață, dacă ar fi trăit în zilele noastre Mihai Eminescu, cum... De ce râs, mă? Cum ar suna poeziile lui sau ceea ce a scris el? Mm. De exemplu, la scrisoarea a treia, astăzi ar fi avut numele de mailul al treilea. Așa, da. Send by Mircea tu Baiazid cu CC la râul și Ramu, pentru că oricum erau toți prieteni. Fiind băiet păduri cu trei ram, asta n-ar mai fi scris-o astăzi, că nu mai avem păduri. Ba, da. Că dacă îți dau un exemplu, ar suna astăzi cam așa un vers. Codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule, că de când nu te-am văzut, cred că ai cam dispărut. Da. Nu? No? Cu tristețe. Da, că și, atât, și cam atât, că după aia nu mai are cu cine să vorbească, că nu mai e niciun pom, nicio plantă, nimic, îți dai seama. Niciun lac, nicio treabă. Da. Și să nu vă mai zic că omul nici măcar nu ar mai avea dorul să fie lăsat să moară la marginea mării. Am lăsat să mor. Da, la marginea mării, da, exact, pe asta o să zic după aceea, poate. Că unde ați văzut voi până la urmă plaje fără terase, fără șezlong, fără baldachin sau ce mai e pe acolo? Normal. La cât de tare este muzica acum pe plajă, nu îți mai dorești să mori. Că știi cum e, stai acolo pe plajă, adică și tu vrei să mori, gen, știi? Și auzi pe fundal acolo, Despacito, quiero despacito. Păi tu mai vrei să mori atunci la marginea mării? Niciodată, cum să? Crezi că mergea la petrecerea de astea dansante Eminescu? Eu cred că probabil, da. Se ducea cu ceaiurile. Ducea cu prietenii la Viena, acolo, la... Nobil. Elită. Da, exact. Da, da. Păi next level, mă scuzați. Mm-hmm. Și fata aia din Luceafărul, care să rămân să termin aici cu... Care fata? Cu ruda aia din Luceafărul, cu Rude Împărătești. Așa. Astăzi ar fi prințesica ta. 2019, știi? Dacă e pe Facebook și pe... Veronica cu capa la final. Exact. Și l-ar tăgui și pe Luceafăr în postările ei, soarele meu. Știi? Soarele meu. Și cum, da. Dacă e adică. Zi-mi, da? Unde-i născut băiatul? La Botoșani știu, dar nu... Lângă Botoșani. Lângă Botoșani, da. Dar nu vreau să zic o prostie. Unde? Și nu știu dacă are dintre. Că nu, că mă încurc. Spun, hai, ipotește. Ipotește. Deși eram nesigură, recunosc. A, humulește el altul, știu că avea mai de vreme. Da, da. Creangă și Ramu. Recită-mi ceva din... Am mai văzut pe cineva asta la televizor care a fost pus într-o situație un pic dificilă de a recita niște versuri. De ce zici, mă? Așa. Înainte de a rata acordul al complementului direct cu un pe care, care trebuia pus acolo, zi-mi câteva versuri care ți-au plăcut ție sau care ți-au marcat, de la Bac, dacă mai ții minte ceva. La Bac n-am avut Eminescu, dar mă gândesc să zic Lacu sau Doru, ce vrei să zic? Lacu sau Doru? Da, nu? Zi-mi Lacu. Hai, zi repede Lacu. Spune-mi. Lacul codrilor albaștri. Te-am rugat pe tine, pardon, tu ce faci aici? Albastru, mă ascultați? Da, da. Pardon, scuze-ne. Nu fer galbeni, îl încarcă, da? Tresărind în cercuri alberi. Alberi? Albe. Scuze? Hai că strâmbă, nu mai zic, mă spără mai bine. El cu trei ori o barcă, mai zi-mi o strofă, nu, că asta o știe orice elev de clasa a doua. Bine. Mă iau de la început. Orice gând ai, împărate? Lacul codrilor, am zis că iau de la început. Lacul codrilor albastru, nu fer galbeni îl încarcă, tresărind în cercuri albe, el cu tremură o barcă. Cu treieră! Cu treieră. Tremură, măi, că vine de la cu tremur, nu-i așa? Eu știu că e cu treieră, în fine. Nu știu. Strofa a doua. Eu știu mai bine. Strofa a doua. Și eu trec de-a lui... Ia, potolește-te! Potolește-te! Să-i scot casca! Unde ești? Ia zi acum strofa a doua! Băi, ia lăsați-mă în pace, că mai am o știre. Mai am un singur dor. Să mă lăsați să mor la marginea mării. Gata, gata, că acum facem epatăm. Da, hai. Liniștea serie. Hai să ne mergem. Mai am ceva? Timp de știre, mai am timp, da. Știrea următoare este demențială. Acțiunea are loc în Calafat, la noi aici. Protagoniștii sunt un tânăr
Ai văzut ce-o luase Malu? Protagonistul este. Da, sunt. Yes. Hai mă, Fene, că m-ai dat peste cap cu poezia. A scris poezia. Cu prescurtare și nu știa dacă e la singular sau la plural. Dracu Eminescu, cred că smulge părul din cap acum. Și vrei ca să spui Florine. Zi, zi. Haide, zi la Calafat, acolo era. Că sunt cea mai repetentă. Era la Calafat, zi. Protagoniști, un tânăr de 26 de ani și 3 polițiști. Tânărul, fără prea mult simț civic, a aruncat o mulțime de saci de gunoi pe marginea drumului. A fost filmat de către un alt șofer și mai apoi trimise filmulețele la poliție. Bun. Ce au făcut polițiștii? S-au dus la băiatul ăsta acasă, l-au luat cu mașina de poliție și l-au dus să strângă singur gunoaiele de pe marginea drumului. Bine. Acum, dacă vedeți în poze, uitați ce exemplu dă omul, și de om civilizat, cu simț civic, știi ce zic, că își duce singur. Acum, știi cum e, mie mi-a dat o idee foarte bună. Domnii polițiști și bărbate mi-o face la fel, o grămadă de gunoi în casă și nu-l duce niciodată. Așa că, vă rog, poate și-l conving dacă veniți și la mine odată și poate înțelege și el că nu e fraier ce are de făcut. Vă rog frumos. Nu merge cu vorba bună, nu? Dar nu merge, nu merge cu vorba bună. Astăzi